Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am o bucurie pentru voi toți cei care ascultați. Am adus un om care a fost eliberat de Dumnezeu de multe lucruri. A fost eliberat de droguri, a fost eliberat de gândul de victimizare, de anturaje nepotrivite și multe altele. Și am avut ocazia să văd mărturia lui când am fost la Casa de Cultură a Studenților. O sală mare, o sală arhiplină și am avut o mărturie scurtă. Însă în acest podcast aș dori să dau ocazia să spună cum Dumnezeu a lucrat în viața lui. Sebastian, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și pe mine te salut cu drag, mă bucur să fiu aici. Mă bucur foarte mult să te văd, Sebi. Ce faci, cum ești? Îți bine, slavă Domnului, în centru, îmi duc programul. Am 7 luni în program, tocmai de câteva zile am făcut 7 luni, mă bucur. Mulți înainte, dacă să zic așa. Și da, stau deocamdată, mă odihnesc și citesc, că cumva mi-amintesc când am venit în centru, mi-a spus cineva că îți vorbește Dumnezeu așa, odihnește-te și citește. Oricum a fost foarte tulburat. Sebastian, dacă se uită acum cineva la tine, vreau să eliminăm elefantul din cameră, cum s-ar spune, te vede că ai tatuaje, da. Dar eu care s-a apropiat de tine și mă uit în ochii tăi, modul cum arăți asta nu arată de fapt ce ai tu în inima ta. De ce? Pentru că știu deja puțin din viața ta, te-aș întreba cum te-ai descris în câteva cuvinte. Pentru cineva care îi spune, băi, nu băgați seamă tatuajele, dar ascultați-mă pe mine cum mă prezint eu. Cum te-ai descris în câteva cuvinte? Așa milos, blând, liniștit, cum așa sensibil, cu destul de sensibil. Mă și tulbur ușor, dar îmi revin repede. Da. Ești un om blând. Sebastian, povestește-ne puțin despre viața ta înainte de a deveni om blând. De exemplu, dacă aș fi avut vreodată podcast cu Moise, Moise spune în Scriptură că a fost cel mai blând de pe fața pământului. Înainte de a fi cel mai blând, a fost odată un criminal. Ce poate să facă Dumnezeu dintr-un criminal este incredibil. Dumnezeu poate să schimbe un om 180 de grade, da? Cum a fost viața ta înainte de a te întâlni cu Domnul Iisus Hristos? Nu a fost, ca să spun așa, nu a fost neapărat o viață. A fost o aventură, un bilet într-un vas de croazieră în care am vizitat o grămadă de chestii, într-o vacanță, dar o vacanță în care totdeauna m-am întors înapoi în același punct, cumva mai obosit, mai. Și să zic așa, ca să încep, eu sunt din Dej, acolo m-am și născut și povestea mea începe acolo și țin minte că, ca să spun așa un lucru de început, singurul meu contact pe care l-am avut cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus și așa mai departe a fost la biserică la țară, la bunica. Bunica mă mai ducea la biserică ortodoxă. Și acolo, copil mic fiind, cântam lângă diacon sau cum îi spune, ceva de genul, nu mai țin bine minte, cântam și ziceau doamnele din biserică, eu să se facă popă, să se facă popă. Și îmi plăcea, ziceau și râi, tu Sebi, te faci popă, ziceam, mi-a plăcut, sincer mi-a plăcut. Am învățat tatăl meu, am învățat rugăciuni, plăcea locul ăla acolo, dar că tot așa pe la perioada aia când am încetat să merg în biserică pe la 8-9 ani, când deja eram în școală, deja aveam internet, aveam posibilitatea să văd, am găsit lucruri care credeam la momentul respectiv pentru mine că sunt mult mai interesante, sunt mult mai, de ce să-mi pierd eu timp acolo când uite lumea se mișcă și eu stau, că le conștientizez cu toate că ești copil, vrei să intri, vrei să experimentezi, ești gata să experimentezi. Și cumva pentru mine pericolul ăsta, chestiile astea așa un pic mai, care erau interzise, cam alea mă atrăgeau întotdeauna mai tare, mai tare. Și a fost, ce vârstă ai, dacă mă scuz că ține? Cât îmi dai? Nu știu, 28, 29? 28, da. 28, ai văzut că am venit? Da. Uite, ți-am amintit cumva că prin 2008-2009 era și la știri și pe drumuri era așa curentul emo. Era un rock, remo și toți negru, părul așa exact, într-o parte. Da. Exact. Eu eram ceva, wow. Uite, vă păștiți. Și tu atras aia? Foarte tare. Serios? Gândește că eram pe clasa a treia și m-am dus la școală și m-am arătat la mama mea cu unghiile. Mi-am feștit unghiile cu rimelul ei. Le pune și, da, și aveam breton așa și începeam să mă întind bretonul și astea. Și începusem deja să ascult muzica aia pentru că după divorțul, după ce s-au despărțit părinții mei, mergeam pe la tata, mai mergeam așa la o dată, la 2 săptămâni, weekend. Și eu când mergeam la tata, mergeam în skatepark.
în skateparkul ăla și acolo erau toți rockeri, skateri, bikeri și eu am intrat acolo pe o bicicletă urâtă din pe vremea comunismului și am să urc pe o rampă și am căzut cu fața de pământ, am început să râdă de mine, un plângăcios, de fel am fost așa mai plângăcios, mai fricos, așa mai... Și aia mi s-a părut chestia cool, tare. Da, da, da. Să skateboard, ascultau muzică și am început să intru cumva într-o discuție cu un băiat care era fiul unui prieten de-a tatălui meu. Și băiatul respectiv, el era toboșar, el avea 16-17 ani, el avea prieteni, ei fumau țigări. Și mi se părea atât de cool chestia asta, aveau lanțuri la pantaloni, da, erau îmbrăcați în negru, da, 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 părul lung, zic, bă, ăștia să dau pe skateboard, nu sunt ca copii de la blow, v-ați ascuns, le-ați s-o terminat chestiile astea, trebuie să vă... Numai că zona mea de distracție era la bloc, mai un pic mai depărtat, dacă era bine, nu-mi dat seama, mama voia să mă țină protejat. Da, da, da. Că și așa e greu la un copil să-l ții protejat și ea s-a străduit, de fiecare dată s-a străduit să mă țină protejat, s-a străduit să-mi vorbească cu mine, numai că eu cu timpul am devenit foarte respingător, am devenit, pur și simplu am zis că aia e lumea, aia e chestia pe care... Și uite așa am ajuns pe la 90 ani, de câte mi-aduc eu aminte, am intrat în contact cu el, am mers la ei unde făceau repetiții de rock and roll de... și îmi plăcea pur și simplu chitările alea, zic, mă, ce tare sunt chitările astea și... Bă, așa era 2010 și eu la 10, blam, mă jucam mai pe calculator și am dat de Facebook. Și stăteam acolo și mă uitam, mă, ce nume să-mi pun eu pe Facebook? Și la trupa respectivă, nu dau nume și așa mai departe, numele chitaristului de scenă era cum ar fi tradus Sign Stargaze, Porțile Sinistre. Și mi se părea foarte mișto, cum are el tatuaje pe degete, cum are stilul ăla, tatuat, cântă la chitară, extravagant. Și am zis că așa îmi pun, Sinister Sebi. Și atunci, de la 10 ani, mi-am tatuat pe față chestia asta, mi-am tatuat pe degete chestia asta și am fost și eu în, cumva în muzică, am făcut și eu muzică, am avut concerte, începuse să cânt și m-am auto-intitulat ca Sinister. Și aia, Sinistru, Sin, Păcat, toate chestiile astea îmi plăceau, interzisul, eram deja pentru mine Dumnezeu, o rămas. Numai că frica aia că există Dumnezeu, dar n-avem treabă cu el. Aia a fost pentru mine. Atât. Și din dorința asta de a experimenta, că bine o ține minte, nu știu cât am 11 ani, ceva gen 11 ani. Mi-a plăcut întotdeauna băieții mai mari, nu băieții mai mici, băieții mai mari ca să aud ce fac ei și așa mai departe. La bunica mea, eu mai mergeam, atunci era în viață străbunica, mama bunicii mele și mai mergeam să-i mai duc mâncare, îi se mai strica televizorul, eu mereu îți dai seama, era antenă de aia, dânsa asculta Trinitas foarte religioasă, religioasă, credincioasă așa, vorbea despre vise pe care îmi stăteam și o ascultam la vise pe care că l-a văzut pe Iisus în vise și îmi plăcea așa cum povestea, mă, în capul meu am și eu 2-3 lei, cumva m-au tras așa banii mai mult să mă duc pentru bani, nu neapărat să ajut, sincer îți spun. Și mama chema să-i repar televizorul, pe cum am zis, și acolo venea de la Cluj, ca să dau un detalii, de la Cluj un băiat s-a mutat acolo, una, o familie, au trecut prin mai multe încercări și băiatul ăla, nu știu cât avea, 14-15 ani. Și am intrat în contact cu el, acolo, spatele șurii. Și vorbeam, eu copil acolo, vorbeam, zic, bă, știu trupa aia, și el am văzut că ascultă muzică de asta, știa trupe, știu și aia, eu, vai și amar de mine, vorbeam, încercam numai să par bine. Și ca să fac așa o paranteză, îmi doream să cânt atât de mult și am făcut așa un cover la o piesă din aia și l-am postat pe Facebook și toată școala a început să, toți colegii au început să râdă din mine, nu știam să cânt engleză, dar am postat chestia și la, cum cântam eu acolo. Și fuma. Băiatul fuma și am zis, să trag și eu să fum, să văd și eu cum e, că vreau să încerc. Și nu au ezitat, mi-a dat, din câte mi-am zis, că eu, bine. Mi-a dat, am tras și m-am unicat. A început să râdă de mine. Și mă gândeam, copilul ăsta râde de mine, eu am încercat să fumez. Pentru mine, gata, nu mai fost chestia să fiu skater, să mă dau pe skate, că aveam un skateboard, gata, a fost să am o țigară, să nu mă mai nec. Și apoi a început să-mi dea el, bă, uite, eu am început să fumez și când trageam în piept, făceam hipopotam, ca să nu mă nec. Și apoi tot trageam un fum, hipop, până amețeam și de multe ori amețeam foarte tare. No, asta-s lucru. Acum fumând țigări, aveam și o gașcă la Dej
Și la Dej m-am dus. Am început așa, n-aveam țigări și ne luam fiși din caietele de matematică, erau așa un material care... Și trageam de-a în gură și tot mergeam noi pe locuri, pe cămine părăsite, pe case părăsite, mergeam să dărâmăm, era chestia noastră cu aia, ne ocupam noi timpul. Bă, când am introdus țigările, erau ieftine, erau la 50 de bani sau era mai puneam chetă, mai îmi dădea tata 10 lei, mai vine 1, 2, 3 lei, pac, am pachet de țigări, șmecher. Gata, eu sunt șmecher. Așa s-a creat mediul meu, anturajul meu, care cum ce are sau care dă mai mult. Dar recunosc că am fost momente în care am fost și terorizat de băieți mai mari sau așa mai departe. Eram și gura liv, vorbeam foarte urât, nu tăceam din gură și mă mai luam și eu pe ăsta, că nu știu ce pot să zic. Dar s-a întâmplat chestii mai așa, pentru că mi-am dorit să mă afirm, îmi doream să fiu acceptat și îmi doream să ies eu întotdeauna, să fiu ăla mai isteț, să fiu ăla care știe, să fiu ăla care... Că de multe ori era doar așa să ies în evidență, nu neapărat că aveam ceva de demonstrat, dar totdeauna demonstram cu prostiile. Țin minte, ca să fac o paranteză, mergeam la mătușa, la sora mamei mele și eram pe clasa întâi. Și eu uitam la wrestling, îmi plăcea wrestling-ul. Uh-huh. Și mă întreba ceva acolo, ce îți place să faci la școală? Și am să mă bat. Așa mi-o dat mamă niște băte după niște după să-ți place ție să te bați. mi-o dat. Recunosc că, bă, să am o pe bună dreptate. Îți place este bana? Nu, fine. Și de acolo muzica iarăși a fost un rol foarte important. Deja a fost o chestie, vreau să învăț să fac chitară, să cânt la chitară. Și m-am dus la cursuri de chitară. Am început să fac chitară, numai că din cauza că faceam prostii, eram prăpădii, nu, pe la școală note proste, le ascundeam, carnetul nu-i spuneam, rupeam, tot să mușamalizez, să mă ascund, să nu vi spun ceea ce fac. Și nu mi-am mai cumpărat chitară și m-am descurajat și am zis că nu mai cânt la chitară în viața. Acum am început. Da, de o săptămână am început să cânt la chitară, mi-am dus o chitară, Sergiu Staniș la centru și am început să... Fac o paranteză și eu acum. Cea mai faină, unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care părinții mei le-au făcut în viața mea a fost să mă dea la chitară să cânt. Da. Vreau să spun o chestie. Când eram singur și eram trist, luam chitară, aveam momente când dormeam cu chitară, așa de mult mi-a plăcut. Acum, când în casă iau chitară și când vin copilașii lângă mine, niciodată să nu renunț la chitară. Chitara este, părerea mea, un instrument divin. Da. Deci în cer ai să vezi milioane de chitări și aici acolo, dar să continui. Așa, închid din paranteza, zi mai departe. Da, și în timpul ăsta, maica mea a cunoscut pe un bărbat. Da, eu cumva deja nu știu care au fost așa divorțul alor mei lucruri. Nu vreau să aduc lucrurile astea așa, că au fost eu ca și copil la 9, 10, 11 ani. Ce am putut să judec bine? Că n-am putut să judec bine. I-am spune pe bună dreptate ce e bine și ce e rău. Și îmi punea faptul, vezi că așa e bine, așa, dar eu pentru mine, ce știi tu? Așa îi spunem, ești învechită, habar n-ai, noi avem internet, noi avem din astea, lasă-ne pe noi în pace, nu, și așa mai departe. Și jocurile și asta e viața, nu vedeam dincolo de lucrurile astea. Am fost așa un pic, m-am autopus acolo și mi se păreau că copiii la școala aia care învață să iau loserii cumva, că nu găsesc tot timpul cuvintele și îmi cer scuze pentru asta. Da, să ai liniștit. Și n-am vrut să mă nicută cu ăștia, cu prostile care mă făceau să râg, glumele, chestiile, băiețeala. Mi-a plăcut mie chestia asta. Dar tu practic erai un suflet simplu în care vrea să fie acceptat. Da. Vrea să ca oamenii să nu râdă de tine. Uite, aici vreau să spun că și eu mă asociez cu tine că și în trecut au râs oamenii de mine. Ce a fost foarte interesant e că în momentul în care am crezut în Dumnezeu și l-am primit pe Domnul Iisus ca mântuitorul meu, i-am iertat pe toți cei care m-au bulit. Deci eu am fost bulit la nivelul maxim, nu așa. De exemplu, era o perioadă în care le ascundeam părinților că eram bătut până când tata a aflat și a zis că de acum înainte spui mie lucrul ăsta. Și ce interesant e că în momentul în care urăști pe cineva, și am urât anumite persoane, când invadează dragostea Domnului Iisus Hristos inima ta, deci ajungi să-L iubești pe cel care te-a bulit odată, da? Și-a bătut joc de tine și să te rogi pentru el, ca Hristos să schimbe.
Și acum n-am nicio problemă, am pace în inimă, dar din punctul ăsta de vedere mi-a semănat viața cu tine și eu am căutat să fiu acceptat, m-am băgat și eu în grupuri. Și asta vreau să întreb, încetul cu încetul la tine, cum a fost? Cum ai ajuns să fii acceptat mai departe? Ce ai făcut? Cum au mers lucrurile? Cumva făceam și multe prostii ca să fiu acceptat. Cumva în momentul când vroiam să fiu acceptat, erau situații în care poate mă înjoseam. Sau mă înjoseam pe mama, furam de acasă. Furam bani, am început să fur bani ca să am cu băieții țigări, că altfel nu mă băgau în seamă, că altfel nu mă chemau afară, că altfel nu chestii de genul, pentru că, nu știu, ic așa am avut o atitudine nu foarte prietenoasă, nici nu pot așa să mă gândesc, că oamenii mai spuneau că e o problemă cu mine, dar eu nu vedeam problema întotdeauna la mine, sau dacă era să-mi spună cineva ceva, un lucru corect, nu-l acceptam, lasă-mă, pace, ce îmi spui tu mie, ce ai tu habar. Numai mi-amintesc că eram și pe clasa a 5-a, a 5-a sau a 6-a și tot așa, anturajul prietenii, aveam un coleg de clasă care el era ziua lui de naștere și m-am dus la mama să-i dau dumă la mama că să-mi dea bani că e ziua colegului de clasă, să-i dau bani că mai are la ziua lui. Vezi de treabă, să noi să ne cumpărăm țigări, un pachet el, un pachet eu și restul de bani ne-am dus la aparatie, la jocuri de noroc, pentru că el mergea cu tatăl său într-un loc unde se juca la aparatie și femeia acolo lăsa și ne-a băgat în gașcă, e 4-5 copii de 12 ani, într-un loc să jucăm la aparatie. Am jucat și eu la aparatie, începeam să joc la aparatie, la vârsta aia era un loc numit Beci, unde meream noi să stăm să ne jucăm la aparatie, că puteam fuma acolo, ne lăsau întreia să stăm pe afară, fric și așa mai departe. Până într-un moment când am ajuns pe clasa 6-a, era școala altfel și m-a prins maica mea că m-a urmărit, m-a prins și de frică nu m-a mai dus efectiv și plus nu m-a tras așa, mi se părea o chestie să pierzi și mie nu-mi plăcea să pierd, să pierd bani, după ce că joc și pierd bani și atunci nu mai. Cumva așa s-a instalat în mine în loc să se instaleze dragostea de carte sau dragostea de a vedea lucruri utile, s-a instalat dragostea de bani, de afirmare, de așa mai departe, pentru că am început să ascult și muzică hip-hop, muzică în care la momentul respectiv și muzică care în momentul de astăzi se vorbește despre ce? Faimă, droguri, femei, bani. Alcool, bani, cât e de cool să fii cool, ca să fii cel mai șmecher din cartier, tupeu și fredonam chestiile astea sau când îți dorești ceva și n-ai de unde te duci unde, la furat. Și alea le ascultam, repetitiv. Până când îți intră în inimă? Până când îți intră în inimă și până când vezi că închizi orice ușă, orice posibilitate de a face ceva și nu mai ai ce face și zici, bă, mă duc și la furat, că și ăștia mă la furat. Și ca să ajung până acolo, revin un pic înapoi. Nu voiam așa să stau în preajmă pe acasă, eram destul de manipulator, recunosc lucrul ăsta, nu l-am văzut, nu l-am conștientizat, nu știu ce anume, nu m-a lăsat să conștientizez că ceea ce fac eu acasă, suferințele pe care le făceam la mama mea, minciunile pe care le băgam, cearta pe care era în familie, în a doua familie, pentru că nu voiam nici pe bărbatul respectiv, dar nu voiam nici să stau în prezența lui mama, dar nu voiam nici așa, dar voiam numai cum vroiam eu și dacă lumea nu făcea cum vroiam eu, deveneam irascibil, deveneam agresiv, înjuram, vorbeam urât și nu voiam pur și simplu. Și ia uite așa, pe la 12-13 ani, perimetrul ăla de la bloc, s-a extins la skatepark, puteam să mă duc acum eu în skatepark. Și mi-aminteam așa, mergeam că tot aveam scandal cu mama că nu mă las, mă duc în skatepark, că toți copiii merg în skatepark, tot mă duc acolo, lasă-mă și pe mine, până când nu mai putut. Așa făceam până când nu mai puteam. Și când nu mai putut, m-a lăsat să mă duc în skatepark. Și în skatepark am stat și am văzut și am fumat și așa mai departe și experimentat. Și la un moment dat, din muzică am auzeam droguri, marihuana, chestii, un pachet frumos la început, mă, scap de griji, scap de probleme, tratează cancerul, nu e un drog, e iarbă, e crește în pământ, e naturală, e ok. Ceea ce fac așa ca să o dau direct, eu după 6-7 ani de consum de iarbă aproape zilnic, eu dacă n-aveam iarbă la mine, tremuram, deci Parkinson, am ajuns să tremur,
am ajuns să nu pot dormi fără să fumez și am avut momente în care atât am fost prins de îndrăgostit de iarba asta că aveam alarmă la 1.20, 1.30 noapte să mă trezesc să fumez, să mă culc înapoi. Să am visul ăla adânc, să... pur și simplu mi-am pus plăcerea și dragostea în alte chestii. Numai că într-adevăr în mine se producea, nu era tata, aveam o relație, tată, fiul la distanță. El era la serviciu, eu eram și nu vorbeam absolut nimic cu el legat de ce trec, ce fac, ce... nu vorbeam absolut deloc și n-am avut stâlpul ăsta să-mi zică tata ce-i bine și ce-i rău. De la ăla nu voiam să primesc, la ăla, da, da. La ăla nu vroiam să primesc absolut deloc. Îl și furam și da. Okay. Da, asta am făcut, recunosc. Și dacă zicea că am furat, zicem că nu și zicem că tu dai vina pe mine și manipulam acolo, săraca mama nu mai ia știe prin ce a trecut. Săraca mama nu mai ia știe prin ce a trecut, prin ce am făcut și eu și el, că și el consuma alcool. Și începeau deja să apară în skate park drogurile. Îl cunoșteam pe un băiat din care a fost în școală, el deja fuma, eu eram pe clasa 7-a, el deja era pe clasa 8-a, fuma iarbă, îmi vorbea de marihuana, de chestii așa mai departe, zic, băi, bă, droguri, chestii. Singurul meu contact cu drogurile, cu ce-s drogurile, a fost pe clasa 1, o planșă, nu-i bine să te droghezi, drogurile creează dependență așa mai departe. Nu, ok, seringă, nu-i bine să te droghezi, n-avem noi treabă cu lucrurile astea. Dar faptul că mi s-a prezentat așa, e ceva frumos, ceva ce te scapă de griji. Asta din muzica pe care o ascultai? Da, dar și din pachetul pe care îl ofereau alții, care erau la momentul respectiv. Cumva, dacă nu simțeam, eu așa credeam la momentul respectiv că nu sunt înțeles acasă, că nu mă înțelege nimeni și atunci cine mă înțeleg? Prietenii, golanii, care erau, care se drogau. Și ca să ajungă în ziua, când am fumat prima dată, nu a fost iarbă, că a fost etnobotanice. Și băieții respectiv nu-l cunoșteam pe unul, cunoștea pe altul și așa mai departe. I-am văzut că vin. Păi și erau sparți, erau fumați, așteptau marfa, nu mai știu, o fumat și așteptau altă marfă să vină. Și în loc să mă duc să stau cu băieții care stăteam și cu verișorul meu care era atunci pe acolo, verișorul meu care îmi prezent Iisus la Domnul, m-am dus acolo la ei în chestia, hai să mă bag și eu cumva să îmi dea și mie. Unii parcă dacă bine țin, bă, cum să-i dat la ăsta, cât e mic, ăsta, da, să mă că-i dăm. Oamenii marfă au făcut, mi-au dat, am tras două fumuri, mi s-o luat lumea în cap, am căzut la pământ. Mi-am pierdut așa, cu conștiința, mi-era ciudat, râdeam, cântam, nu mai știu, m-a apucat așa o chestie. Și băieții care erau acolo, a fost un singur băiat care nu m-a lăsat, m-a luat cu ei. Și ne-am dus și ne-am dus și am ajuns la unul dintre băieții mai mare, 20 de ani acasă, când am văzut, eu am văzut deja, pentru mine skatepark-ul, pentru mine, astea erau doar lucruri neexperimentate, când am văzut deja că oamenii ăștia trăiesc, cum trăiesc, se întâlnesc într-o casă, fumează, dăm apă, camisete, maica s-a luat la, intra, ieșe din casă, știa ce se întâmplă acolo, pentru mine am zis, bă, dar asta e libertatea, să nu mă bată nimeni la cap, să nu spună nimeni ce să fac și eu să trăiesc cum vreau, la fel cum trăiesc ăștia. Pe atunci cu ăștia trebuie să stau, să învăț care-i treaba. Și anturajul din skatepark pe care l-am avut, că n-am avut anturajul până să-i cunosc pe ei, s-au înlăturat. Numai că n-au pe Facebook, vorbeam așa mai departe, n-am mai avut contact. Până la un moment dat, ziua care a fost declinul cel mai mare pentru mine, frustrarea care mi-o amintesc și eu spun că i-am mai spus-o și mamei mele și cumva nu vreau să-i fac supărare absolut deloc pe chestiile astea. Eu spun doar strict adevăr prin ce am trecut eu, da, poate nu. Cineva se regăsește, asta a fost frustrarea, anumite chestii, deciziile au fost strict ale mele. Eu am ales să mă duc în direcția asta, ei am spus să mă duc. Și apreciez foarte mult lucrul ăsta, you own it. Adică cu alte cuvinte, a fost decizia ta, avem liberul arbitru. Sincer, de apreciez pentru lucrul ăsta. Asta am ales. N-am fost în conștiință de cauză, dar asta am vrut. Pur și simplu, până la vârsta asta, am făcut numai ce am vrut eu. Dacă nu s-a pus nimeni pistol la cap să spună, hei, față. Nu mi-a pus absolut nimeni. Dar mi s-a spus că bine și dar oricum, dacă ăștia pot, eu de ce să nu pot? Și era ziua de Paște. Noi știți ce făceam? Noi ne strângeam câte 4, 2, 4, 5
Și ce mai aveam atunci era 2 lei, 2 lei 50, câte bau o multe. Și noi distracția noastră seara era să ne cumpărăm au și să mergem să ne plimbăm pe la blocuri prin cartiere, să vedem care cum are etajul 1, se aruncă cu au în geamuri sau fă-ți seama. Ideea mea. Ideea mea, ca să vezi unde îi duceam eu pe mulți, acolo, cumva, na, râs. Dar dacă stau să mă gândesc, acum băieți care fumează și se drogează din cauza mea. Și cumva... Avem marma rugăciunii. Noi putem să ne rugăm ca Dumnezeu să le schimbe viața. Și Dumnezeu e voia Lui. Asta e treaba cu omul. Omul, dacă e încăpățânat, e încăpățânat. Dacă vrea bine, dacă nu vrea, nu vrea. Eu la zdrobire, eu am ajuns la zdrobire ca să pot să spun, gata, nu mai pot. Ia-le. Doamne, te rog. Și revin. No, tăneam acolo, dă-ți seama să te trezești, stai la etajul 1, să intre un... Erau oameni și noi râdeam într-un ohot că ajunge un om pe tavan, tu stai mănânci la masă cu familia și îți ajung ouăle pe tavană. Și ții minte că n-am fost noi atunci, că mai erau și altă gașcă de băieți pe care au auzit ce facem noi și au început să facă și ei. Și a venit mama dimineața, deci eu era o vecină de-a mea, o luat niște ouă în geam și m-a văzut pe mine trecând în seara respectivă acolo, eu când mergeam spre casă și au venit mama la 11 dimineața, am zis, ima de Paști, prima zi de Paști, cu un scandal mare, mare de tot. Ce faci, uite-te, așa, cumva, așa m-am trezit și eu, uite ce se întâmpla, care era chestia. Când eram eu de vină, nu recunoșteam niciodată. Tot timpul dați vina pe mine, ziceam, numai pe mine dați vina când se strică ceva la țară sau chestii genul. Eu n-am fost de vină. Și atunci chiar n-am fost eu de vină. Ba da, tu, că te buzești când faci, nu? Și așa de tare m-am frustrat că nu m-au crezut, că am zis, am plec, eu plec de acasă, nu mai vreau să stau acasă, nu mai vreau, m-am îmbrăcat și am plecat. Am zis că eu fug de acasă. M-am dus de dimineața, m-am întors seara pe la 11. Cumva am știut că mă întorc, dar am vrut să o fac cumva să... Eram diabolic. În multe cazuri și în multe situații gândeam rău. Gândeam foarte rău. Nu îmi păsa, gândeam rău despre oamenii respectiv. Și eu deja eram obișnuit cu furturile, eram obișnuit cu chestiile astea, că înainte de aia bărbatul respectiv ne-a dus în Italia. Și am stat, ai ajuns în Italia? Da, am stat 5 luni în Italia, clasa 6, primul semestru asta, înainte de droguri, mi-am început acolo și mi-au găsit mama câteva sute de euro la un moment dat și eu banii ai furam. Erau oameni din case. Că cine se gândea că un copil poate să... Pe asta întreb și eu, ce vârstă avea atunci? 12 ani. 12 ani. Când am văzut prima dată singura acasă, știi, Home Alone, am zis, bă, ce tare copilul ăsta. Dar acum când te ascult pe tine, stau și mă gândesc, ce înseamnă că la 12-11 ani ai zis, parcă, să, chiar cum puteai să furi? Asta nu aveai, în sens că nu știi... Nu pot să dau detaliu. Asta mă interesează. Nu aveai conștiința aia că, bă, stai că ceea ce fac nu-i bine, dacă sunt prins, dacă, sau știi să te eschivezi, practic. Cred că nici măcar nu mi-a păsat. Da, asta e, da. Nici măcar nu mi-a păsat dacă mă prinde cineva, dacă îmi făcea cineva, cineva. Eu aveam și cum fac chestia asta, bă, îți vin oricine ce poate să-mi fac. Da. Și nu mi-a păsat absolut deloc, nici nu conștientizam pentru mine, eu să-mi satisfac propria mea poftă, dacă eu nu aveam bani de țigări sau... A fost o situație în care nu au fost bani și mama s-o... Mi-amintesc și pe clasa întâia sau pe clasa a doua, eram de după masa la școală și au fost momente în care veneam, era la ora 5 întuneric acasă și mi-am făcut, nu știu care a fost situația, că nu știu, dar mi-amintesc că îmi făceam temele și i-am băga într-o cană așa cu Domnul Iisus Hristos, cană ortodoxă, greu și o lumânare, să pot să văd să-mi fac temele. Au trecut iași și prin greutăți foarte mari și întotdeauna am vrut să mă facă să mă simt bine, să am o jucărie, să fie ceva, chiar dacă o trecut păstea da. Și de multe ori, de cele mai multe ori. Poate nu au avut iași în mânca sau s-au pus în situații drastice ca să am eu. Mă, asta e dragostea de mamă, te întreb acum... Și n-am apreciat. Dar relația cu mama ta e bună acum? Acum? Bă, lăuda să fie domnul. Lăuda să fie domnul. Ce deci, poți? Eu în ultimii 2 ani, înainte să vin la domnul, să mă întorc, adică domnul să mă caute, că domnul m-a căutat, dar mi-am și dorit, deci la nu stăteam bine, noi doi, zicea, noi nu putem trăi sub acel acoperiș. Mă dureau cumva vorbele astea, dar avea și dreptate. Și în sinea mea îmi doream, mă, ce vreau, mă, să am o relație cu mama, să șteargă toate chestiile astea. Deci nu vedeam eu soluția, ori de câte ori păream că-s ok și vorbeam frumos și
Da. Că deja la o vârstă, la 20 de ani, conștientizam și știam ce făcusem și cumva regretam. Am avut un moment în care era rupt de bea și a sunat-o pe mama și mi-a zis că mama, ai avut dreptate cu tăti, cu aia, cu aia, cu aia, cu aia, cu tăti. Că așa am făcut, că așa o să ajung și așa mai departe, iartă-mă. Dar cumva e greu ora în acolo și eu acum mă rog pentru inima ei. Mă rog că numai Domnul poate să-i aducă iertare. Amin. Numai Domnul poate să aducă acolo în inima ei. Amin. Chestia asta pentru că am închis-o și eu. Dar te vreau să întreb ceva. Am înțeles prin ce ai trecut și așa o parte, dar când a fost momentul ăla de frângere și de întâlnire cu Domnul Iisus? E clar că erai descurcăreț. E clar asta. Așa, să facă și o paranteză, până pe la 20 de ani, asta a fost viața mea. Alte droguri, petreceri, droguri, căs transpănați, căs fumate, căs injectabile, am tot ajuns la alea, tot, țigări, alcool, aia era viața, bagabonțeală, nopți pierdute, du-te, vino, plecat în străinătate, hai înapoi, stai în străinătate, du-te în Olanda că e legal, acolo dai de alte droguri, alte minuni, prostituție și chestii păstă cap, de care și eu am rămas șocat. Și acolo s-a întâmplat, acum că mi-a desprat, toată mărturia mea asta a fost, asta a fost eu, un dependent de droguri, un dependent de alcool, un egoist, un mincinos, un parșiv, un pervers, un om care a judecat, un om care a înșelat, un om care a fost aproape să omor pe alt om, un om care a fost terorizat, un om care mi-a plâns de milă, care, da, am fost terorizat și eu de alții, pentru că ăla era cercul în care mă învârteam, un hoț, un ucigător de sentimente, un șantaj emoțional făceam lucruri, pur și simplu un manipulator perfect, un necurat în persoană. Și aici vine partea frumoasă. Gândește-te în Amsterdam, în locul în care totul e legal, totul e frumos, tot e așa frumos, să zic. Da, da, frumos. Da. Ghilimele de rigoare. Frumos. Da. Un Babilon, exact, într-un loc cu Babilon, prostituție, chestii lângă biserică, prostituție și așa mai departe. Să mă ierte bunul Dumnezeu, dar asta se întâmplă acolo. Era ziua mea de naștere, făceam 20 de ani, eram și fumat și băut și așa mai departe, trebuia, atunci nu stăteam, am stat și în Amsterdam, dar atunci stăteam la un oraș distanță, o stație, 20 de kilometri. Și trebuia să prind trenul respectiv, să mă duc la stația respectivă, nu, cu cartelă, intri mai complicat, nici nu mă pricepeam, eu trebuia să ajung la ăsta. Pentru mine, eu când trebuia să fac ceva, deja nu mai vedeam. Trebuia, așa eram țită și înjuram și dacă cineva încerca să-mi zică altceva sau să mă distragă la lucrul ăla. Eram cu o persoană. Aveam și părul lung, am avut dreaduri aia, rasta, tu vorbești, dar am avut șămiu când am intrat în centru. Deci trebuie să arăți o poză la final. Deci chiar nu știu dacă am stafful de la domnul Emanuel, okay. Are poze. Deci, are poze. Băie, am avut păr până aici. Până aici am avut părul. 6-7 ani de păr în cap. Părul pentru mine a fost... Gândește că părul pentru mine a fost cumva, am zis că bă, ăsta nu mi-l tund în viața mea, asta e podoaba mea. Am zis așa, am zis că dacă cineva încearcă să-mi taie un vâr sau un dread, o bucată, îl omor. Da. Așa am zis, eram, om omorat pe mine, numai să pare o păduru. Așa, totul e fața, ăsta am fost. Ce ai zis de... Și eram la gară, în fața gării. Și era o femeie acolo, gândiți-vă că iei un carton de cutie și îl rupi. Și femeia respectivă scria pe cartonul Jesus is coming, vine Iisus. Și am văzut-o, s-a uitat la mine. Și așa în mine frică-o ceva, mi-amintesc perfect, am dat, bă, du-te, mă, nu cumva. Și mi-am și zis, du-te acolo. Dar nu m-am dus acolo, am zis, bă, și am trecut. Și a venit după mine. Dar spun ce mi-amintesc, că eram și praf cu mintea la momentul respectiv. Și a zis, hei, știi că Iisus te iubește. Știi, zis, stă-mă, la prețul, am zis, ok. Zim ceva nou cumva, zim ceva nou, că știam de Domnul Iisus, știam, dar nu credeam, dar nu eram în locul ăla, nu voiam să am de-a face cu lucrurile astea. Și mi-a zis, ce știi de Iisus? Și am zis, eu cu vrăjala mea, cu, am intrat, hai să vă spun că eu am fost în biserică, am cântat, dar acum nu fac muzică, am avut concerte, cumva în biserică mi-a început mie cânta, să dau așa, să împachetez frumos, să... S-a bucurat și am rămas așa, am crezut că îmi dă pace și plec. Și a zis, ce frumos, așa ceva e genul, și a zis că pot să mă rog pentru tine. Și am zis, Doamne, mai am 7 minute până să prind trenul. Și dacă te las acum pe tine, este roșu, pentru mine eu nu mai prind trenul. Și am dat să plec. Și când am dat să plec, m-am prins de mână. M-am întors, m-am uitat în ochii și au zis că Iisus vine. Tu pleci? Păi și n-am mai plecat. Deci n-am mai plecat, nu știu. Voiam să plec, dar am zis, hai că nu plec. Am prins și trenul și
trenul ăla cel mai important, că știți că noi oamenii avem o vorbă, să prinzi trenul în viață. Păi uite, astăzi sunt tren, cumva, și cine conduce trenul e Domnul Iisus. Ce fain. Și altă chestie, tot în Amsterdam, după ce m-am mutat pe 2-3 luni, tot în Amsterdam, eram până ce într-o Amsterdam cu altă persoană cunoscută, mă plimbam. Și tot așa vine cineva la mine, un grup de 3 băieți, și hey, you know Jesus loves you. Cumva, da, nu și cu ei aceeași vrăjală, dar nu mi-am amintit pe moment chestia asta. Și eram chiar în centru, în centru, se plimbau oameni pe acolo și o zic, hai să ne rugăm pentru voi. N-am lăsat să roage pentru noi, am stat acolo, mă tot uitam pe sus, am stat în nostru, nu simțeam nimic, vă dați seama. Și ceva în mine vocea aia, zice, bă, tu ești în Amsterdam. Că ei au zis la un moment dat, hai dați la un loc de biserică, să mergem să-i însoțim, dacă vrem să vorbim, să așa mai departe. Vă dați seama, am văzut cu tatuaje, dar acum știu ce înseamnă Duhul Sfânt, să pună pe inima da, ta. Da, da. Că asta a fost, că știu să pună pe inima. Și aia a fost momentul când s-a semănat rugăciunea. Nu mi-am amintesc nimic, nici oamenii perfect la față nu mi-am amintesc cum arătau. Și am zis, bă, cum să mă duc eu cu ăștia la biserică, să, astea, pentru că am zis să sunt Amsterdam și dacă cumva o să iasă pe invers, să-mi ierte bunul Dumnezeu, pe invers, pentru că uite ce mi s-o prezenta mie și ce s-o prezenta la media în anii precedenți. Părinte care face și muzică, o chema copii în biserică să facă nu știu ce, sau așa cu Mercedes, ca așa mai departe, știți, chestiile astea care... Da. Și cumva și omul de rând, omul din lume, zice, bă, cum să mă duc eu la biserică? Se generalizează lucruri care nu sunt... Cum să mă duc eu la biserică, la Dumnezeu, că ia ce se întâmplă în biserică? Și ei nu mai cunosc, gata, refuză, din cauza că asta face ce e necurat. Da. Lasă să fie acolo, dar face reclamă proastă. Și asta m-a făcut și pe mine. Dar acolo s-a întâmplat ceva foarte interesant, acum văd cu alți ochi, adică pot să iau fiecare bucățică și s-o prind. Și tot așa pe perioada aia am dat de un verset în de Biblie pe internet. Din Apocalipsa 13, dacă bine ți-mi minte, care zice și atunci a făcut mari și bogați, săraci, mari, mici și mari, mari și bogați să nu mai poată să cumpere sau să vândă decât dacă au semnul fiarei 666. Și am zis, băi, cum scrie în Biblie 666? Eu nu știam care-i treaba cu Biblia, știam de diavol, îmi plăceau și mie cornulețe, demon, ziceam că am demon, când ascultam muzică de asta, să mor tânăr, chestii de genul, depresive, lucrurile astea, îmi plăcea depresia, îmi plăcea amărăciunea, îmi plăcea întunericul, îmi plăceau chestiile astea dubioase. Eram foarte atras de ele. Și zic, cum adică scrie numărul diavolului în Biblie? Ce treabă are el cu el? Și eu cumva fac așa o legătură în capul meu, mă uite că totuși avem virus în lume, am început să intru în alte detalii, că vremurile de apoi și am văzut că oamenii vor fi așa și oamenii vor fi așa și că vor veni boli. Vor fi din calea afară de răi, da, de sine. Boli în lume și așa și se prevestește venirea anticristului. Și zic, bă, ce asta mă frate, mă, și eu stau, mă uit în jurul meu. Lockdown, chestii, păi vine sfârșitul. Și am început să mă întreb, mă, ce suntem noi? Ce-i asta? Ceva s-a instalat în mie chestia asta, dorința de a afla. Dar am fost atras de partea aia la altă mai mult. Uh-huh. Și m-am documentat de acolo, ce e cu anticristul, am avut și un vis și așa mai departe, cine e, cum e. Și am intrat în chestiile astea legate de Biblie și prevestirea anticristului și cum o fă lumea și chestii istorice și așa, că am început să cred. Zic, bă, Biblia e adevărată, deci e clar. Domnul Iisus a murit, Domnul Iisus e rău, ziceam că e rău, a care cum, deci deja mi-am format în anturajul meu, mă certam cu aia care îmi jurau, de aduceau blasfemie, dar eu eram păcătos, vai și amare de calea afară. Dar tu erai apărător, da. Apăram chestia asta, voiam să apăr chestia asta, că zic, bă, gândiți-vă, exact așa ziceam, Domnul Iisus a murit pe cruce, eu rup, dar vorbeam de lucrurile astea. Și au fost momentele alea în care eram atât de singur. Și atâta de drogat și atâta, știam că mai încumpăr și iară mă droghez și așa. Și eram abonat la o pagină de Facebook, cred cuvântul lui Dumnezeu sau nu mai știu ceva de genul. Și tot stătea mea acolo și vorbea de cum e o lume, acum așa, că Domnul Iisus, că Dumnezeu, că poți pace. Vedeam pocăință, hai dați la pocăință, că dacă nu mereți în iad, că dacă nu... Și ziceam, băi, omule bun, eu ce fac dacă am avut caz, m-am automutilat, am vrut să mă sinucid. Și mi-era frică, zic. Băi, o veșnicie. Aveam momente în care eram fumat și luam așa brichetea și mă arteam pe deget și tot așa ziceam și la alții. Bă, ia prinde tu aragazul și arde un pic. Nu, dacă mori, unii mei. Începeam eu să dau sfaturi la aia care sunt depresivi, așa mai departe, se ajută.
Bine, numai intenția era bună, le ziceam, dar cumva și mândria din mine de a face ceva, de a ieși. Băi, iartă-mă, eu cred altceva aici, asta e părerea mea din afară. Eu cred că Dumnezeu te-a căutat atât de mult ca Duhul Sfânt să-ți arate că darul pe care tu îl vei primi va fi dar de evanghelist. Nu știu dacă ești de acord cu mine. Ascultă-mă puțin. Deci, eu cred că, gândește puțin la ăsta, la Saul, la Pavel. Da. Ce-a făcut el înainte? Păi, prigonit biserica, ce-a făcut. Și uite ce-a făcut după aia Dumnezeu din asta. S-a dus să fie evanghelistul neamurilor, s-a dus să spună oamenilor despre Dumnezeu. Deci, eu când mă uit pe tine și, repet, când te-am ascultat, eu cred că Dumnezeu ți-a dat darul ăsta de evanghelist. Și tu ești acum în perioada în care să te fortifici, să spui bazele, să studiezi cuvântul lui Dumnezeu și într-o zi să predici. Deci, asta cred, pentru doresc că... Doresc să fac chestia asta. Și o să o faci. Mai sunt momente, recunosc că am turbulențe, pentru că am. Vorba aia, nou născut, cumva, m-am pierdut la 14 ani, dependența mea, acum reînvăț din nou cum să gestionez, cum să... Toată viața va fi o luptă. Da, exact, deci, o creștere. Sebastian, deci mie mi-e foarte clar, a fost o perioadă în care eram impresionat de anumite mărturii și era punctul de cum era viața, accentul pe cum era viața înainte și mi-a dat viața lui Iisus, wow, și sala era impresionată. Ce conștientizez acum, cu cât cresc mai mult și cu cât mă uit la copilașii mei, e fain că ți-ai pierdut viața Domnului Iisus Hristos, e wow! Că numai, deci e numai mâna lui Dumnezeu, dacă crede cineva că El a făcut totul, să mai citească încă o dată Biblia, să vadă că Hristos ne-a urmărit, Hristos ne-a căutat. Accentul, în schimb, ar trebui să fie ce faci din momentul în care te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos până când te vei reîntâlni cu El. Și acolo vei conștientiza că prin puterea ta nu poți. Nu poți. Aia ai nevoie de Mântuitor. Deci e vorba despre putere. Puterea asta nu vine că eu mi-am pus în cap, asta este puterea Duhului Sfânt. Și asta mă uitam la tine. Cred că Dumnezeu te-a căutat, dar eu cred că Duhul Sfânt ți-a dat darul ăsta de evanghelist. Și cred că acum El te pune mai departe, profetic îți spun asta, te pune mai departe ca tu să-i cauți pe cei care sunt pierduți. Asta am simțit atunci când te-am văzut la Casa de Cultură a Studenților. Deci, nu știu, mi s-a părut, chiar vorbeam cu soția mea, măi, are un dar special, dar, again, încă o dată, nu este doar de dar aici. Mm. Poți să primești o sabie și să dai cu ea în vânt. Dacă stai pe lungul maestru, îți va arăta cum să mânuiești. Asta spune Biblia în evrei, cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Da. Este una să-i sabia. Când desparte sufletul de Duh. Da, dar este alta să știi să o mânuiești. Cum să mânuiești cuvântul lui Dumnezeu, cum să mânuiești darul pe care ți-l dă Duhul Sfânt, numai pe baza relației cu Duhul Sfânt. Închid paranteza. Și acum mă interesează că zboară timpul. Când are loc momentul, în 8 minute, când are loc momentul convertirii tale și ce s-a întâmplat după asta mai departe? Eram verișorul meu, o ales să-și pună capăt zilelor. Și verișorul meu, cu câteva luni mai mare ca mine, noi, familia, partea lui tata, sora lui tata, pentecostal. Și cumva, el, ca să zic așa, după ce m-am rămas așa, eram în Olanda anul trecut, în decembrie, și am început să mă întreb, Doamne, de ce el și nu, adică eu care tot timpul am început să caut pe Dumnezeu, să cumva, eram disperat. Nimeni nu mai vorbea cu mine, pe toți prietenii mei am înșelat, familia, toate lucrurile erau vraiște. Am avut un punct în al vieții în care și cu muzica, și cu drogurile, și cu relațiile, am crezut că sunt aici. Fals. Eu eram mai jos și mai jos și am ajuns la punctul ăla într-o cameră în care nu mai știam care sunt hainele murdare, care sunt hainele curate, care erau harababură, dar aminte în sufletul meu. Și nu mai vedeam decât du-te și-o morte, du-te și-o morte, ce mai stai, ce și ești drogat, și ce n-ai școală, și ce ești tatuat, și ce vai de tine, și ce lucram ca să poți să întrețin consum. Fugeam de datorii, de responsabilități, de toate lucrurile astea. Și am sunat pe mama, am sunat pe tata într-un moment din Olanda și le-am învinovățit, le-am reproșat, le-am vorbit urât, am zis că nu le mai vorbesc în viața mea. Și ăla a fost un moment în care eu în singurătatea mea până în momentul ăla mă mai plimbam pe drum. Eram atât de singur și mă plimbam pe drum și mă uitam la cei și vorbeam cu Dumnezeu. Și am, Doamne, îți mulțumesc pentru locul în care îs, că am un serviciu. Eu eram și cu jointul în mână și cu berea în mână, sincer. Dar cumva ziceam tatăl meu și era singurul cu care puteam să vorbesc. Cu adevărat. Și am căzut la pământ. Și eu, de-abia după ce am citit acum centru, psalmul 116, în care chiar zice că mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului, eram pradă necazului și durerii, așa am fost și eu, pe punctul de a nu mai putea. Și exact așa am strigat la Doamne, Doamne, salvează sufletul că nu vreau să mor, nu vreau să mă duc în iad. Și am plâns într-un hohot, îmi amintesc într-un hohot. Nu știam de Biblie, nu știam nimic, absolut nimic.
Și bineînțeles că am uitat de chestia asta. Am venit în țară pentru că o trebuie să vin în țară cumva la simțământ. Nu am mai putut sta acolo deja. Toate lucrurile mergeau prost și serviciu. Rămâneam pe drumuri. Uh-huh. Aveam și o prietenă, o relație toxică. Nu vreau să intru în detalii despre chestia aia. A fost numai o nebunie, o cacealma totală. Și am ajuns în țară. Și odată ce am ajuns în țară, pe data e 26 mai, eram tot așa, alte chestii care s-au întâmplat. Mă uitam la oglindă, eram beat și tras. Și am zis, bă, am pun o funie în gâtul pe toate agoniile, că oricum, dacă aș fi să stau să vorbesc mărturia mea, mi-ar trebui vreo 2 ore, 3 ore ca să dau așa și detalii. Azi că pun o funie în gât, caut o funie în gât și gata, din la chestia. Dar ce am zis, nu. Am zis, păi renunță. M-am gândit la Pavel, mi-am amintit de Pavel, zic, păi, dar de ce să mă omor, mă? Pentru ce să mă omor? Pentru ce? Și mi-a sunat mama, mi-a sunat tatăl într-un plânse, deși nu prea aveam eu relație, nu vorbeam ce se întâmplă cu mine absolut deloc, la mine totul era frumos, bine, nu mă droghez, mai beau, mai așa mai departe. Uite, beau, mă droghez, vreau să mă sinucid, în momentul de față nu mai știu ce să fac, nu mai pot. Nu mai pot, vreau să renunț, vreau să mă ajutați, vă rog frumos, ajutați-mă că eu mor. Și ăla a fost momentul după 16 ani, cumva după ce s-a desprins, după 16 ani când Dumnezeu a pus pe ei, numai el a putut să pună pe inima părinților mei să facă ceva pentru mine cumva. Că ăla a fost momentul în care eu am acceptat, eu vrut, poate m-am la un moment dat, n-am văzut lucrurile astea, dar în momentul când am acceptat că sunt frânt, când e zdrobit, că nu mai pot, că nu mai vreau, că nu mai am cum. Și am sunat eu la 112, deși au fost chestii, persoane care, bă, ești nebun și ia bere, vinul, îți fumează ceva, mă, că nu, ești revinul, mă, cum să merg la ambulanță, merg la spital. Nu, eu nu mai pot. Eu, la mine era singura chestie, să mă duc la spital, a, îmi face o perfuzie, mă curăță și am scăpat. Altceva s-a întâmplat și acolo și până atunci am crezut, am trecut într-o supradoză în care am văzut doi îngeri și acum știu că au fost îngeri și am trecut într-un accident de mașină în care m-am rugat, că am știut că o să murim și n-am pățit 4 oameni, niciunul și mașina a fost praf într-un șanț, niciunul. Și am știut că e mâna lui Dumnezeu acolo, dar n-am știut cum să ajung la el. Că era, tu ești așa, tu ca autocondamnarea. Și ca să revin, am ajuns la psihiatrie, un loc în care nu-i dorostim să ajungă. Am văzut oameni legați de pat, am văzut așa mai departe. Eu încă eram hotărât să mă las de droguri, dar aia îmi dădea pastile pe care le luam. Eu aveam toleranță la pastile de somn și la și mai să-mi facă injecție, să fiu mai bubui de cap, să fiu și acolo drogat. Că aia, și acolo eram drogat. Și acolo vin niște cărți, ne dă la vreo 9 persoane, ne dă la fiecare câte o carte, ceva de genul, mai știu sigur. Ce carte v-a dat? A rămas o singură carte pe care am citit-o, o cărticică mică nesemnificativă, pe care a rămas, era singură, și se numea Cuvântul lui Iisus Hristos. Ai, ce fain, mă. Și am luat-o și am zis, ia uite-mă, Cuvântul lui Iisus Hristos. Și erau, nu mi-am amintit ce-o scris în cartea, dar a fost prima, scuză-mă, a fost prima carte pe care am citit-o, adică așa să o citesc, că vreau să o citesc. Și erau versete din Biblie cu explicații. Și așa de tare m-am gândit, zis, vreau ce mai nesemnificativ exact, lucru, mă. Exact, ca o revistă mică, ca ce o chestie. Tare. Am zis, vreau să citesc Biblia. M-am dus de vreo 6-7 ori, am pus pe ea să margă să caute Biblia. Mai și uitam, îi puneam, am zis că sigur au o Biblie, să-mi dea o Biblie să citesc. Le-am dat și vrăjală, că știam din un capitol, am zis că eu am citit Matei din alea, nu mă aduceți în Biblia, le-am dat vrăjală, numai să-mi aducă Biblia. Dar nu am avut Biblie. Și atunci am primit, bar mai știu cum am vorbit cu a mei, vrei să continui, să te reabilitezi, uite, hai că găsim. Și ce mi-a spus tata, că până n-am ieșit eu din psihiatrie, eu n-am avut nicio ușă deschisă. Eu când am ieșit din psihiatrie, au fost 3 zile, în care eu dacă stăteam mai mult de 3 zile, eu plecam. Pentru că o știu a mei. Și Dumnezeu a deschis toate telefoane, că nu suna niciun telefon, la orice centre, că a fost centre la să mă trimite la acolo, 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 la niciun centre, toate ușile erau închise. Ei n-aveau un plan până să ies eu din psihiatrie. Am ieșit din psihiatrie, prima zi n-aveau un plan, ei ziceau că am un plan numai să mă țină, că mergi, dar n-aveau. Și s-au deschis dintr-o dată toate ușile. Și am ajuns la interviu, la centru Teen Challenge. Boiac de cap acolo, ajung, vorbesc cu stafful respectiv. Îi zic mărturia mea și cu minciuni, că oricum am venit cu un bagaj cu multe manipulări, cu multe înfloriri. Dar a fost momentul când Duhul Sfânt m-a cercetat și m-am dus și le-am spus, uitați, aici am mințit, aici am mințit, aici am mințit. Pentru că n-am vrut, am vrut să fiu curat. Eu știu că trebuie să fiu curat înaintea lui Dumnezeu și trebuie să recunosc absolut toată chestia. Nu mai are rost, lucrurile nu mai măr, lucrurile nascuți, că asta m-a făcut să cad. Și ajung și dintr-o dată, din cap până în picioare, mă cuprinde așa o pace, o chestie, în timp ce îi spun mărturia, cum vorbesc cu tine. Și stau și mă gândesc, bă, de băut n-am băut, de drogat nu m-am drogat, medicamentele nu le-am luat. Și am spus, uite că asta se întâmplă. Și au zis, ce fain, și au zis că e Duhul lui Dumnezeu. Și stau și mă iau după cap, și vin din psihiatrie, mă ia și ăsta la mișto.
Cum adică e Duhul lui Dumnezeu? Zice, pe aici e un centru pe bază creștină, de reabilitare, nu iei medicament, e un centru care te primi cu drag, un centru care arată în dragostea lui Hristos, un centru în care dimineața citești Biblia, seara citești Biblia. Și am zis, vin, trebuie să vin. Cumva și exact, nebunia mea. Exact dorința ta. Exact care... dorința cumva, în adâncul sufletului meu, cea mai mare dorință, să renunț la tot ce pot să fiu eu. Întrebare, te-a ajutat Domnul Iisus să renunți la tot ce ți-ai propus? M-a ajutat, te întreb, m-a ajutat? Eu zic că m-a ajutat. Cine ajută pe fiecare? Pe oricine ajută, numai să-i spui da. Că în momentul când renunți, pe mine asta a fost un verset în Biblie care... Din Biblie care zice, să, cumva să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot cugetul, să nu te bizuiești pe înțelepciunea ta. Și atunci am înțeles că, de ce apa gândesc eu că pot să fac bani, că pot să fac aia, că mi-am lăsat lucrurile afară. Și am zis, Doamne, le las tot înaintea ta și am Proverbe 3, 5, 6. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Și am zis, bun, perfect, așa fac. Și mi se părea chestia asta așa, îi ceva. Și recunosc o chestie că mai de fel am fost leneș, mai milenie, mai... Dar am dat seama că eu dacă încerc și am avut cuvânt de la Dumnezeu prin oameni, nu mai încerca tu să mergi înaintea lui Dumnezeu. Că El îmi vede rugăciunile, știe când mă rog, știe... Încerca lucrurile. Să-L impresionezi pe Dumnezeu. Trebuie să ascult, da. Trebuie să învăț să ascult. Am avut parte din niște momente de când sunt centru 7 luni de zile, că dacă aș sta să ți le spun pe fiecare, ai zice, bă, nu... Cum? Adică... Uite care idee. Asta o să facem într-un alt episod, că deja timpul a expirat. Îmi pare rău, vreau, nu trebuie să pare rău. E mai bine să fie mai mult decât mai puțin. În 30 de secunde, de ce Iisus? Poftim? În 30 de secunde, de ce Iisus? Pentru că și El a spus da mie. Pentru că El e viața veșnică. Pentru că în El am ce am acum și am căutat toată viața mea. Un gol umplut, cu adevărat. Ce fain. Pentru că El lui. Nu știu... Dacă o să înțelegem aici vreodată dragostea lui cu adevărat. Nici sus, nu o să înțelegem. Cumva să mori, să mori. Nici câteodată mă plim și mai am colaps. Dar trăiesc pentru chestia asta, că cred. Cred că El e Domn și El e Mântuitor. Sebastian, mulțumesc în suflet. Cu tot dragul. Cu tot dragul. Și mă aștept și altă dată. Când se poate, cu tot dragul. Mulțumesc mult. Trebuie să... Dragi telespectatori, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și încă o dată, puteți să vedeți sinceritatea unui om care a fost transformat de Dumnezeu, care a fost eliberat de Domnul Iisus Hristos și asta poate să facă Domnul Iisus cu fiecare persoană care este sinceră să caute și să-L găsească pe El. Vă aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!